Alex, o să te rog pe tine, pentru că am făcut așa o scurtă introducere a tendințelor din Da, mă 2022, și te voi ruga pe tine să începi și după sigur. aceea, adică, și dacă vrei, inclusiv pentru prezentare. Perfect. Atunci o să dau share la ecran. Te rog mult! Excelent. Îți mulțumesc, Vlad. Așa cum ziceam, pandemia a schimbat cumva lucrurile, a schimbat modul în care lucrăm, modul în care interacționăm. Și vedem așa o evoluție continuă din toate punctele de vedere, atât al digitalizării, cât și al tehnologiei în general și al modului în care facem business. Și ce reiese așa ca imagine generală este că resursa asta foarte importantă, care e timpul, începe să, pe de o parte, deși ai zice că da, ok, ne digitalizăm, pe de o parte începe să fie din ce în ce mai, din ce în ce mai importantă. Pentru că ne dăm seama că am putea să investim timpul respectiv în lucruri mult mai interesante și mult mai eficiente decât ceea ce facem acum, sau modul natural, modul obișnuit în care făceam lucrurile respective. De la împins hârtia până la fluxurile acelea neoptimizate din cadrul oricărei companii și din cadrul vieții noastre personale, că nu vorbim doar de companie aici. Și atunci, ce am încercat noi să facem a fost să ne focusăm un pic pe resursa asta timp și să vedem cum putem să o eficientizăm cât mai mult, astfel încât să dăm timpul ăsta înapoi oamenilor, să-l poată reinvesti în activități mult mai interesante. De la management până la strategie, până la activități care să le facă viața mai ușoară și mai plăcută. Și așa s-a născut conceptul de time as a service, care exact asta încearcă să facă, și anume să aducă înapoi acest timp oamenilor să-l poată reinvesti. Time as a service, cum spuneam, focusul principal este salvarea timpului. El cumva vine din foarte multe alte scopuri secundare, dar toate au în centru eliminarea timpilor morți și reinvestirea lor în activități mult mai interesante. Cum facem asta? Prin digitalizare, prin platforma noastră de digitalizare numită Timecode. Este o platformă care atinge, să zic așa, toată zona asta, toate brațele digitalizării, și anume zona de low code. Este o platformă de tip low code sau BPM, o platformă cu ajutorul căreia poți să creezi foarte ușor orice tip de aplicație fără să scrii cod. Da? Deci poți practic să desenezi un flux de business, așa cum se vede în imaginea prezentată. Poți să desenezi niște interfețe care, așa cum puteți vedea, sunt și mobile friendly, da? Deci le desenezi o singură dată și apoi interfața respectivă se dimensionează automat după device-ul pe care îl folosești. Scrii niște reguli de business, cum sunt fluxurile din Excel, să spunem, regulile din Excel, da? Funcțiile acelea din Excel. Și reiese o aplicație, ai niște conectori cu alte aplicații, cu celelalte aplicații din cadrul companiei și reiese niște aplicații, repet, mobile friendly, care pot fi folosite foarte ușor de orice tip de utilizator, nu mai presupun o învățare a unor fluxuri complexe sau unor aplicații foarte complexe. Și poți să faci tot acest lucru fără să scrii nici măcar o linie de cod. Deci, cumva, un diferențiator foarte important al acestei platforme este că, deși poți să faci absolut orice, deci nu are nicio limitare, nu trebuie să scrii în niciun moment nicio linie de cod. Da? Sunt numeroase platforme, chiar foarte cunoscute, nu știu, Power Apps de la Microsoft. Aș spune că este un fel de Power Apps on steroids, da? Adică poți să faci cam orice cu această aplicație, but much more affordable. Da? Deci e o platformă, deși poți face absolut orice cu ea, are un model, să zic așa, de pricing mult mai affordable decât alte platforme din lume. În același timp, nu este doar o platformă de low code sau de BPM, ci este o platformă de digitalizare all-in, da? Pentru că conține și zone de RPA, da? Roboței software care pot să dea click-uri în locul oamenilor și să le ia acele activități repetitive de pe cap. IoT, da? Tot ce înseamnă senzoristică, senzorii respectivi pot declanșa fluxuri în aplicație, OCR, recunoașterea automată a datelor din facturi, spre exemplu, flux pe care l-am implementat la diverse companii, cum ar fi
KFC, Pizza Hut, grupul Sfera, Digital Signature, semnătură digitală sau AI, spre exemplu modelul de învățare a template-urilor de facturi și unde se găsesc câmpurile din facturile respective, se bazează pe un model de tip AI sau machine learning. Și atunci este o platformă completă de digitalizare care poate acoperi toate nevoile din această zonă. Cu ajutorul ei am construit anumite soluții pentru diverse verticale sau orizontale, de la banking, healthcare, legal sau construction sites, sau aplicații orizontale care se pot aplica, se pot folosi în orice companie, cum ar fi procurement, da, aprobări de achiziții, aprobări de purchase request, purchase order, factură, recunoașterea datelor din facturi, cum spuneam, platforme business to business pentru expunerea aplicației către terți, clienți, furnizori sau orice alt terț, expense management, aprobări de avansuri de conturi, mobile SFA sau CRM și soluții tailored, pentru că putem construi cu ajutorul platformei cam orice tip de flux și de aplicație imaginabil. Dar construim astfel de aplicații tailored fără să avem nevoie de resurse, da, de programatori care să aibă experiență de 5 ani de zile, să cunoască foarte multe platforme front-end, back-end, și cu persoane ușor tehnice putem în 2-3 săptămâni, maxim o lună, să fie deja instruite și deja să creeze astfel de aplicații, ceea ce înseamnă că ne ducem spre acea direcție dorită de, nu dorită, ci pur și simplu împinsă de evoluția actuală, de citizen developer, da? O persoană de business, o persoană cu ușoare aplicări tehnice, care să poată, într-o perioadă foarte scurtă, să creeze aplicații, pentru că acele persoane care știu fluxurile, înțeleg cel mai bine cum să le și implementeze și să le creeze. Noi suntem Argo, o companie care, pe lângă această zonă de digitalizare, este și partenerul principal din România al Microsoft pentru implementarea soluțiilor de business, ERP, Business Central și Finance and Operations, CRM, Power BI, și în același timp suntem și Cloud Solution Provider în mod direct, deci implementăm și toată zona de Office 365 și hosting în Azure. Avem 3 sedii, București, Brașov și Timișoara, peste 100 de angajați și peste 200 de clienți, și cumva percepția noastră este că implementăm soluții end-to-end. Da? ERP-ul de la Microsoft vine foarte bine completat de platforma Timecode, care ne permite să extindem funcționalitățile ERP-ului pentru a expune această soluție sau fluxuri către toată organizația și nu doar către utilizatorii cheie din diverse departamente. Toată soluția hostată în Azure pentru tot ce înseamnă siguranță și scalabilitate, și integrată cu Office 365 și Power BI pentru zona de raportare. Portofoliul nostru este mult mai complet decât atât, însă putem discuta cu altă ocazie. Vă las cu imaginea clienților noștri care vorbesc cel mai bine despre experiența pe care o avem în diverse industrii și de-abia așteptăm să continuăm discuția de aici încolo. Alex, îți foarte, foarte mulțumesc. Și acum, pe când această discuție, din care mi-am extras câteva lucruri, pentru toți invitații, pentru Ștefan, pentru Ioan, pentru Alex, au fost pomenite câteva concepte cheie pe care vom mai auzi astăzi la Smart Future. RPA, inteligența artificială, low-code, business intelligence. Și din experiența noastră, startup.ro, sunt cuvinte care pot provoca mici spaime antreprenorilor pe care le aud des și încet, încet le înțeleg. Cum vedeți voi în momentul de față, colaborând cu firme de diferite dimensiuni, cu instituții bancare, cum vedeți deschiderea lor către astfel de tehnologii și înțelegerea lor, chiar dacă nu au un background tehnic atât de puternic, că s-a pomenit de acel cuvânt citizen developer? Cine dorește să? Eu pot să-ți răspund rapid. Ai să râzi, dar nu mai sunt doar cuvinte SF. Eu am spus într-o prezentare de curând că sunt niște cuvinte așa, care par desprinse de niște filme SF,
Dar deja, eu când mă duc să discut cu, chiar și cu director de, de companii sau cu, nu mai zic de zona de IT, da? Deci nu vorbesc doar despre persoana de IT care clar le cunoaște, ci vorbesc de antreprenori și de directori. Ei vin și îmi spun despre aceste cuvinte, da? Deci nu deschid eu discuția. Ei știu deja și au văzut și din viața personală, da? Că ai văzut cum s-a implementat ușor, ușor în viața ta personală digitalizarea. Da? De la Revolut până la Uber, până la Glovo. Nu sunt, știi, nu ți-ai propus să-ți faci tu o implementare de Uber, Glovo și Revolut. Pur și simplu, digitalizarea ți-a inundat așa viața treptat, s-a fofilat în viața ta. La fel se întâmplă, să știi, și în viața companiilor. Ar fi bine, într-adevăr, să purtăm o discuție mai largă de strategie inițială, hai să vedem, uite, plan pe termen lung, mediu, scurt, lung și așa mai departe. Dar, de fapt, știi cum se întâmplă? Se întâmplă agile. Da? Exact cum se întâmplă și dezvoltarea cu o astfel de platformă, o dezvoltare agile, la fel se întâmplă și gustul și apetitul antreprenorilor și directorilor pentru a adopta digitalizarea. Lucrurile se întâmplă natural și cred că curba asta devine din ce în ce mai exponențială. Eu așa o văd. Îți mulțumesc tare mult. Ștefan, cum vedeți voi la Granda? Cred că băncile, deși, sau instituțiile financiare au o imagine ușor învechită, poate, dar de fapt, în realitate, am observat că sunt extraordinar de curioase și interesate de tot ceea ce înseamnă tehnologii noi. Cred că toate băncile care am lucrat în ultimii 6 ani pe această latură de automatizare, digitalizare, au un departament special pentru asta. Au un departament de optimizare internă, de transformare digitală, de denumirile variază, dar încă de acum 6 ani și-au creat structuri interne, studiază tehnologiile de genul blockchain, de exemplu. Deci chiar dincolo de imaginea asta mai ușor ponosită, dacă putem spune așa, de fapt știu ce vor, sunt la curent cu ultimele tehnologii și sunt foarte, foarte interesate de acestea. Ioan, cum e în cazul vostru? Așa cum vedem noi, cred că no-code este o chestie care este super utilă în principal pentru small business și pentru zona asta de freelancing. Challenge-ul cel mai mare pe care îl vedem noi în zona enterprise, inclusiv în partea asta de financial services, este că, din nou, digital nu e un termen nou și ideea de digitalizare nu a apărut acum câțiva ani. Lumea se tot digitalizează și băncile se tot digitalizează din anii 60, când au început cu COBOL și da, după aia au trecut la C++, după aia au trecut la Java. Și challenge-ul cel mai mare pe care îl vedem acum la companiile mari este că au nevoie de o soluție care să răspundă strategic la nevoia lor de uniformizare, pentru că au devenit captive la toate sistemele astea pe care le-au construit de-a lungul a 50-60 de ani, în ultimii 50-60 de ani. Da, și în momentul de față să adauge încă o nouă tehnologie în stiva respectivă reprezintă o problemă. Da? Și toată lumea se uită foarte mult în ceea ce, mă rog, industria numește application modernization. Ok, am acum 50 de tehnologii, sunt companii cu care stăm de vorbă și care ne spun avem 30 și ceva de mii de aplicații under management în momentul ăsta global. 36 de mii de aplicații, ca să fiu. Da? Să mai adăugăm încă un sistem, asta nu este ceea ce ne dorim. Avem nevoie de o soluție care să răspundă strategic la uniformizare. Și, cum să zic, există și tendința asta de a confunda ideea de agile câteodată cu lipsa unui plan pe termen lung și există o reticență în adopția de, hai să mai adaug încă o nouă tehnologie, fără să înțeleg cum ajută, da, să scap de 100 de tehnologii și cum nu reprezintă încă o chestie în plus, by the way, încă un set de lucruri nișate la care eu devin captiv, da? Un set de vendori, un set de limbaje de programare, un set de know-how. Și aici cred că e o discuție foarte interesantă în cazul companiilor foarte mari, că au o paradigmă fundamental diferită față de, nu știu, startup-uri digitale, cum e Glovo, Uber, da? Care au avut luxul să construiască oarecum from scratch, greenfield.
să construiască lucruri de la zero. Și cred că există foarte multă valoare care poate fi deblocată în ideea asta de core revival, de a ajuta companiile să scape inclusiv de tehnologiile cărora le sunt captive astăzi. Pentru că dacă stai să te uiți, orice dezvoltare de nou feature este blocată pentru că sistemul ăla nu suportă și sistemul ăla nu poate și din cauza sistemului ăla nu putem să facem ceva. Și atunci, cred că aici există o zonă foarte interesantă de cum poți să pui o fundație nouă peste un layer, un wrapper peste sistemele existente ca să poți să construiești rapid lucruri noi și care să nu intre în conflict, să nu aibă nevoie de suport de la sistemele existente. Într-adevăr, și e o discuție pe care voiam să o purtăm apropo de modul în care companii de diferite dimensiuni, vorbim aici de la medii spre mare, enterprise, adoptă tehnologie. Mai există în momentul de față tendința și deschid discuția cumva ca o recomandare pentru companie mare, să tendința ca o companie mare să păstreze, să se înhame singură, practic, acest proces de digitalizare, de transformare digitală, sau a devenit esențial, efectiv, obligatoriu să lucreze în momentul de față companii cum sunt ale voastre, că vorbim de FlowX, că vorbim de Argo, că vorbim de Agranda, care pot să aibă o perspectivă la rece și să vadă exact cum să nu mai pună, cum spunea Ioan, o aplicație peste alte 36.000, pe lângă, nu peste. Da, eu cred că nu există o obligativitate, doar că acolo duce viitorul, știi? Și atunci ai două variante. Unu, te uiți la ceilalți cum evoluează și doi, te urci și tu, știi? Pentru că altfel s-ar putea să te urci prea târziu. Cred că asta e de fapt, cred că de asta toată lumea se urcă acum, știi? Pentru că dacă nu te urci acum, când va fi prea târziu, nu știu dacă mai prinzi din urmă trenul. Eu așa o văd la momentul ăsta. Într-adevăr. Ștefan? Cred că o firmă mare, adică în general, din ce am observat, toate firmele mari încep cu un partener, pentru că în momentul în care e o tehnologie nouă, există și un ramp-up, o perioadă de învățare destul de lungă pentru ei, e greu să scalezi, să crești, atunci majoritatea încep cu un partener. Unele firme mari aleg să continue independent la un moment dat, când sunt suficient de mature. Dar cel mai eficient, cel mai rapid start e cu un partener. Cred că sunt două părți, sau cred că răspunsul la întrebarea ta, Vlad, are două părți. Unul este dacă, virgulă, companiile astea mari aleg să-și construiască intern platforme, tehnologii de la bază. Și nu cred că se mai întâmplă chestia asta, în primul rând pentru că nu există buget pentru așa ceva. 85% din bugetele de IT sunt consumate de running the business, da? Pentru că ai, din nou, sutele, miile, zecile de mii de sisteme pe care trebuie să le ții în viață și să ții business-ul să funcționeze. Și atunci resursele pentru a inova și a construi devin destul de mult limitate. Și există foarte puțin loc să construiești lucruri de la zero. Și aici am, într-adevăr, văd din ce în ce mai mult companii care, mari, în special în zona de financial services, care nu doar că lucrează cu platforme de la startup-uri, dar se uită inclusiv la rolul ăsta dual de a deveni și investitor și client al startup-urilor din tehnologie. Dar a devenit un trend foarte interesant pe care îl vedem și în banking, și în insurance. Fiecare companie mare de financial services în momentul de față are și un venture arm. Tocmai din dorința asta de a avea inclusiv să am un skin in the game. Partea a doua a răspunsului însă vine din într-un comentariu foarte interesant pe care l-a făcut unul dintre clienții noștri și recunosc că
E fascinant să învățăm de la clienții noștri lucruri despre produsul pe care noi îl construim, dar se întâmplă în fiecare zi. Și care ne-a spus că, sigur, viteza e senzațională și e bine că avem viteză și scalabilitatea e și securitatea sunt nediscutabile, sunt chestii pe care nu le negociem. Dar cea mai importantă chestie pentru noi și motivul pentru care noi am luat platforma asta de la voi la nivel de grup, da, la nivelul întregului grup financiar, a fost pentru că putem noi să construim lucruri pentru noi și pentru că ne dă nouă puterea, ne face nouă enablement să construim lucruri, să fim agili și să construim chestii repede și să răspundem la ceea ce piața cere, pentru că realitatea este că nimeni nu știe cum va arăta banking-ul și lumea de financial insurance peste 5 ani sau peste 10 ani. Și atunci, ce avem noi nevoie sunt tool-uri care să ne dea nouă puterea internă și capabilitatea internă de a construi în zona asta extraordinar de complexă. Și mi se pare un dualism foarte interesant, că sigur, nu-ți mai dorești să construiești lucruri de la zero, dar îți dorești să preiei lucruri care nu mai sunt o constrângere pentru business-ul tău. Pentru că foarte multe dintre platformele de pe piață sunt constrângeri pentru business. Da, ți-ai o platformă și după aia trebuie să-i faci mentenanța tot timpul cu supplierul respectiv. Trebuie să de fiecare dată când vrei o schimbare, trebuie să te duci la supplierul respectiv. Da? Și iarăși, vorbim despre clienți foarte mari, din cele 36.000 de aplicații under maintenance, peste 50%, în cazul a peste 50% dintre ele, ne spunea CIO-ul respectiv, nu mai am furnizorii care le-au construit. Da? Deci sunt în sunset, sunt deprecated, dar eu sunt stuck cu platformele respective și cu aplicații respective și da, sunt blocat acolo, sunt într-o capcană, sunt prins într-o capcană. Și atunci cred că deja lumea și în special lumea enterprise a învățat foarte mult din ultimii 50 de ani de transformare tehnologică și, mă rog, ultimii 10-20 de ani de transformare digitală. Și încep să se uite foarte interesant și cu foarte multă maturitate la tehnologie și la cum tehnologia poate să devină un enabler și pentru business și nu ceva care îmi constrânge și îmi limitează business-ul. Deci, practic, în momentul de față vorbim de dorința de a avea tehnologii care să funcționeze ca adevărate trampoline pentru mai departe, nu le folosim, închidem gardul și acolo rămânem. Vreau să merg un pic către Ștefan în particular în momentul de față. Voi la Agranda sunteți pe un teritoriu care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, Robotic Processing Automation. Cum menționam deja în discuția aceasta, spusese și Alex că RPA a devenit practic în momentul de față un lucru foarte foarte simplu de înțeles pentru multă lume, s-a discutat foarte mult. Dar vreau să ne dăm seama și cei care se uită la noi din experiența voastră, care sunt cele mai curente, cele mai întâlnite metode prin care RPA e implementat în momentul de față, prin care salvează timp pentru companii din experiența voastră de lucru cu aceste firme. Cred că fundamental RPA ca tehnologie nu s-a schimbat în ultimii ani. Ceea ce s-a schimbat, adică a rămas, e o comparație pe care de obicei o fac pentru că surprinde foarte bine ceea ce este RPA, a rămas un autopilot pentru o stație de lucru. Deci, practic, e acel miraj al mașinilor care se conduc singure, care acum chiar există, spre deosebire de anii 80, când era la fel un miraj science fiction. Deci RPA este un autopilot pentru un calculator, pentru o stație de lucru, fizică sau virtuală. Lucrul acesta a rămas cam la fel. Ceea ce s-a schimbat foarte mult, mai ales tehnologic, sunt de fapt toate uneltele adiacente care încearcă să acopere end-to-end toată această călătorie de digitalizare și automatizare, de la
partea de process discovery, la partea de cartografiere a proceselor business, adopție, managementul de proiect, partea de analytics de după, de mentenanță, de producție. Deci cumva, dincolo de autopilotul în sine care a rămas același, s-au dezvoltat unelte pentru celelalte etape ale unei implementări de Arfield. Alex, dacă vei să intervii pe această zonă de microfonul tău, dacă vei să intervii pe... Tehnologia, ți-am zis, noi cu tehnologia nu prea ne pricep. Glumesc. Chiar vreau să spun că părea, la fel, ne uitam și noi, RPA, cândva, poate, nu, a venit natural, știi? Adică pur și simplu odată cu proiectele pe care le-am făcut cu ajutorul platformei Timecode, clienții au început să ceară. Uite, aș avea nevoie să preiau automat din site-ul respectiv unde am una, nu știu, am poate un abonament sau nu expune un API, da? Un mod de a te conecta la site-ul respectiv pentru a prelua niște informații automat, da? Și atunci ajutați-ne voi. Și colegii mei au zis: "Bun, RPA, nicio problemă, RPA în Timecode se poate face." Și acum Timecode poate să dea click-uri în site-uri externe și să preia de acolo date, astfel încât chiar dacă nu avem un conector cu site-ul respectiv sau cu aplicația respectivă, fie ea internă, externă și așa mai departe, legacy, cum spuneau colegii, și să-și poată prelua automat datele, lucruri pe care l-ar fi făcut un om. Și ce mai îmi place mie să povestesc este că pare așa, știi, și dacă citești cărțile lui Harari, lui Yuval Noah Harari, foarte, foarte interesantă toată trilogia, însă mie mi-a plăcut foarte mult 21 Lessons for the 21st Century, în care ne spune așa că, bine, sunt niște ipoteze a lui Harari, nu spune că asta se va întâmpla, dar ne spune, ia gândiți-vă dacă, știi? Apropo de, că vorbea de mașina pe autopilot, întreabă Harari, ia gândiți-vă, în câțiva ani oare o să ne întrebe reprezentantul Tesla sau, mă rog, aplicația probabil care ne va vinde respectiva Tesla sau telefonul, chatbotul din telefon ne va întreba, vrei modelul care în momentul unui pericol te salvează pe tine sau pe pieton? Da? Și atunci sunt niște întrebări de genul ăsta care îți trezesc așa niște fiori la momentul ăsta, așa cum ne trezeau fiori acum 30 de ani, lucruri pe care poate le facem acum, știi? Și apropo de RPA, exact același lucru dezbate și Harari, ce se va întâmpla cu oamenii, știi? Pentru că, până la urmă, am trecut prin diverse revoluții și cumva ne povestește cum am ajuns de la sclavie, da? Până la irelevanță. Sau putem ajunge la irelevanță. Da? De la, revoluțiile industriale ne-au ajutat să scăpăm de sclavie, ok? Pentru că roboții industriali, în cazul ăsta, înlocuiesc acele activități low level, dar cumva roboții software împreună cu toată evoluția tehnologică și digitală care are loc, poate la un moment dat o să ajungă să ne ia joburile. Da? Și atunci există această frică. Noi spunem că la momentul ăsta nu trebuie să avem frica asta, pentru că digitalizarea, de fapt, ceea ce face, ce spuneam și în modelul Time as a Service, ne eficientizează acele activități repetitive și studiile arată că ne poate salva 6 ore pe săptămână. 6 ore pe săptămână înseamnă aproape o zi. Aproape o zi în care poți să te gândești la lucruri mult mai interesante, în care poți să investești timpul respectiv în, nu știu, management sau strategie, sau poți să previi burnout-ul, care este cumva boala secolului datorată stresului ăsta cotidian dat de diverse lucruri. Dacă vrei, dezbatem și cealaltă carte lui Harari, dar poate cu altă ocazie. Facem un eveniment separat în care dezbatem teologia. Uite că tu ai menționat, avem și o întrebare în chat pe care o să pun imediat următor. Tu ai menționat de acest aspect al joburilor, despre care s-a tot vorbit. Eu încă nu știu exact unde să mă poziționez, pentru că nu sunt efectiv în industrie ca voi, ca să-mi dau seama
dacă vorbim de, nu știu, uciderea joburilor, de transformarea lor, de reskilling, practic, a oamenilor. Eu îți dau doar așa o perspectivă, îți dau doar o perspectivă reală, discutată cu copiii mei, știi? Și copiii mei, pe lângă faptul că văd evoluția și văd cât de mult, știi cum e, ne uitam noi la părinți, la bunici și ne uitam cât de mult am evoluat noi față de ei, știi? Nu vrei să știi ce urmează după noi. Chiar nu vrei să știi, pentru că nu vreau să te panichezi. Da? Dar gândește că acum, nu mai știu, deci cred că acum 6 ani, da? Mergeam cu mașina și aud în spate Nadal versus Federer Wimbledon 2008. Zic, ce faceți acolo? Și că căutăm pe YouTube. Cum adică căutați? Nu, scrieți. Păi nici, nu așa se caută. Eu nici măcar nu știam că se implementase funcționalitatea de căutare vocală și nici acum nu o folosesc. În schimb, era, nu așa se caută, se poate și altfel, știi? Și un alt aspect, tot așa discutat cu copiii mei, mă întreabă, evident, ce să mă fac, tată, când o să fiu mare? Ce să mă fac? Zic, păi chiar așa crezi că aș putea să spun eu la momentul ăsta ce să te faci? Tu nu-ți dai seama că peste 10 ani de acum încolo s-ar putea ca niciun job pe care îl avem acum disponibil să nu mai existe în forma asta? Pur și simplu s-ar putea să schimbe tot peste 10 ani. Nu știm. Și atunci eu nu știu să le spun la momentul ăsta, au 12 și 10 ani. Eu nu știu să le spun pe ce direcție să o ia și le-am spus așa. Dezvoltă-ți ce vrei tu, toate pasiunile pe care le ai, du-le la ce nivel poți tu, la ce nivel simți tu, una dintre ele se va desprinde și dacă poți să faci și bani din ea, e jobul ideal. Dar n-aș ști să spun acum care peste 10 ani o să fie. Pentru că peste 10 ani, așa cum acum, poți să vii la Argo și să plătești o subscripție lunară pentru o platformă ca Timecode și să pui o persoană, citizen developer, să-ți facă o aplicație care poate acum 30 de ani sau 10 ani sau 5 ani trebuia să investești sute de mii de euro să-ți facă aplicația respectivă, acum o ai cu, nu știu, de la 400 de euro pe lună, ai acces la platforma Timecode și îți faci câte aplicații vrei. Da? E, gândește-te că la momentul ăsta se întâmplă așa, dar peste 10 ani s-ar putea să zic, păi te rog, o aplicație care să, știi? Da, într-adevăr, despre educație și joburile viitorului, pentru cei care ne urmăresc, colegul meu Octavian Parade va discuta în panelul al patrulea al evenimentului și avem o întrebare pe chat pe care vreau să o pun pentru că se leagă de ceea ce discutam până acum. Și o voi citi exact așa, e mai ieftin să instruiești un angajat existent fără abilități tehnice dovedite, dar cu interes, să folosească tehnologii no-code sau low-code, sau e mai rentabil pentru o companie să-și mărească echipa de programatori? Iată o curiozitate de pe chatul nostru. Perspectiva mea, să știi că întotdeauna se duce spre atitudinea omului. Da? Deci dacă omul are o atitudine care îți arată că vrea să se dezvolte și vrea să învețe, din perspectiva mea acolo ar trebui să te uiți și noi la Argo acolo ne uităm. Nu mă uit la skill-uri, ci mă uit la atitudine și la personalitate și la dorința de a face și de a... Știi? Eu în locul persoanei respective, la asta m-aș uita. Să angajezi o persoană după skill-urile tehnice nu-ți garantează că, deși are skill-ul respectiv, va face ce trebuie. Ioan Ștefan, voi cum vedeți această chestiune? Cred că răspunsul e un pic mai nuanțat aici și ca întotdeauna depinde. Da, pentru că cred că no-code e doar o parte a răspunsului pe care noi avem astăzi la nevoia de a dezvolta software și o să fac un pas înapoi și să dau poate o poză un pic mai largă sau cel puțin așa cum o vedem noi. În momentul de față există o nevoie uriașă de a construi lucruri în digital, în spațiul digital. Și motivul pentru asta este că tot ceea ce înseamnă tehnologie digitală a devenit o componentă absolut critică pentru noi ca civilizație. Da? La fel cum este scrisul, mă rog, vorbitul, au fost pe rând vorbitul, scrisul, da? Componente fără de care noi nu ne mai puteam imagina civilizația umană. Astăzi suntem în punctul în care digital și software devin o componentă integrantă a civilizației. Și există nevoia asta de a construi software, nevoie care, fără niciun dubiu, neacoperită, da, sau acoperită insuficient și gap-ul ăsta crește. Ne uităm acum, era toată discuția asta de
1,6 milioane de joburi în US, în, în zona de digital, care sunt neacoperite și toată industria, toată educația, toate universitățile creează undeva la 60.000 de absolvenți pe an. Da? Și 1,6 milioane continuă să crească exponențial și industria și educația tot 60.000 de absolvenți pe an. Așa, ok, mai crescut 10 ani. Asta este motivul în care au apărut platformele no-code. Dar cum era catchphrase-ul din gaming din anii 2000? The cake is a lie. Realitatea este că no-code nu reprezintă răspunsul complet, pentru că da, funcționează pentru 90% din lucruri, dar mai e nevoie de 10% de efort de coding. Și atunci, de fapt, ar trebui să ne uităm la cum luăm inginerii existenți și capacitatea existentă, da? Și putem să și o augmentăm cu tool-uri de no-code. Da? Așa că e foarte greu de răspuns în alb și negru la întrebarea: angajezi pe cineva care să poată să facă chestii no-code sau angajezi un inginer? Nu știu. Nu știu ce e de făcut, nu știu care e proporția între ceea ce se întâmplă în momentul de față în dar ce vrei să construiești acolo? Dacă vrei să dezvolți aplicații enterprise, iarăși, ar trebui să te uiți la cât de mare echipa de engineering, cât de mare este zona asta care poate să construiască lucruri cu no-code și, by the way, cum funcționează împreună. Ele n-ar trebui să fie două echipe diferite, ci ar trebui să construiască absolut împreună. Deci, din păcate, n-am un răspuns inteligent și direct: angajează-l pe ăla, pentru că cred că e discuție foarte, foarte nuanțată și cam totdeauna diavolul în detalii. Într-adevăr, Ștefan, dacă vrei să adaugi ceva? Aș merge pe ambele variante, adică exact cum spunea Alex, de fapt atitudinea e totul, skill-urile se pot învăța, atitudinea mult mai greu. Iarăși, faptul că e o persoană care e în companie de ceva vreme e un avantaj foarte mare, însă, așa cum spunea și Ioan, pentru niște automatizări, digitalizări mai complexe de nivel enterprise, acolo, da, cu siguranță nevoie și de oameni buni. Nu e suficient doar să faci citizen development sau low-code, no-code. Și atunci, practic, ambele, în funcție de ce necesități imediate ai. Așa e. Am înțeles. Apropo, pentru mai avem aproximativ 5 minute în acest panel și voi încerca eu să fiu foarte rapid. Dacă vreți, pentru cei care nu urmăresc pe platforma de evenimente IC Events, intrați în zona de networking, puteți găsi acolo oamenii pe care să-i contactați. Dacă mai aveți întrebări, curiozități, încercăm să-i aducem la un loc pe oamenii care gândesc și care văd, au o viziune asupra viitorului aici. Vreau să rămân un pic cu Ștefan în zona de RPA. Cum, din punctul vostru de vedere, din experiența voastră, cum puteți să descrieți cel mai bine RPA-ul? Ca un serviciu pe care implementați și oferiți companiilor, sau ca un produs la cheie? Pentru că am observat această confuzie și din discuțiile mele cu alți antreprenori care nu sunt din zona de tehnologie. Da, e la cheie e un termen foarte frumos, off the shelf, dacă vrem, doar că nu există în realitate. Ok, toate companiile procesează facturi, deci ar putea să fie o soluție la cheie, doar că singura parte off the shelf, să spunem așa, e expertiza de business, experiența pe care o ai ca partener, ca implementator. Pentru că altfel, mediul de lucru, procedurile interne, reguli interne de business ale companiilor, aplicațiile pe care le folosesc, ecosistemul, unele companii folosesc Mac, unele companii folosesc Windows, de exemplu, unele companii folosesc anumite softuri de contabilitate, alte softuri de contabilitate care pot fi și ele customizate foarte mult. Deci, în final, chiar dacă e un proces sau o activitate pe care toate firmele o fac, să spunem, și am luat acest exemplu cu facturile, singurul lucru care rămâne așa, în comun, este doar experiența de
de a fi automatizat deja și trebuie particularizat și customizat pe fiecare client în parte. Alex, pentru tine, voiam să te întreb acum, lucrând la fel cu mai multe companii în proces, oferind acest proces de consultanță înspre transformare digitală, un aspect care mi se pare esențial este setarea obiectivelor unei companii atunci când vorbește despre un proces de digitalizare, pentru a nu rămâne doar o discuție. Cum, din perspectiva ta, cum ar trebui să-și seteze companiile obiective pentru a avea până la urmă un impact real în ceea ce acoperă toată această digitalizare, toate lucrurile pe care am discutat în acest panel? Corect. Gândește-te că și aici răspunsul va fi și aici nuanțat, exact așa cum l-a nuanțat Huan. La fel am să-l nuanțez și eu. Sunt companii mari, foarte mari, enterprise, mici, mijlocii. Noi trebuie să acoperim tot spectrul, știi? Și atunci am să-ți dau un răspuns foarte larg și variat. O să-l parcurg foarte rapid. Da? Gândește-te la companiile foarte mari care vin deja cu niște procese de business analizate și puse bine la punct, da? Cu niște hărți de procese, știu ce vor. Și atunci ei pot veni direct la noi și putem să adresăm direct obiectivele și pain point-urile lor și să venim cu soluții concrete. Însă, celelalte companii, majoritatea, nu au aceste procese bine puse la punct. Și aici e o ramificație de variante. 1. Putem să ajutăm cu un business process reengineering, da? Care înseamnă că îi ajutăm noi să facă acele hărți de proces. As is, to be, da? Cum sunt procesele acum, cum vor fi procesele în viitor, nu neapărat în software, da? În soluția software, ci procesele din cadrul companiei, să le optimizăm, să le eficientizăm împreună cu ei. Deci asta e pe de o parte. Pe de altă parte, din perspectiva software-ului în general, da? Presupunând că știi deja ce vrei și care sunt obiectivele și procesele, și aici intervin mai multe discuții. Adică clientul poate să vină și să spună, da, eu vreau soluția aceea, am văzut-o, exact așa o vreau, perfect. Este o soluție, să-i spunem, standard, care se poate implementa off the shelf. Dar există și varianta în care ai nevoie de o soluție custom, da? O soluție construită după chipul și asemănarea ta. Și aici variantele sunt, îți implementezi singur o astfel de soluție, iei platforma Timecode și îți creezi singur soluția respectivă după fluxurile, hărțile de procese pe care le-ai analizat sau te-am ajutat să le analizezi. Sau varianta 2, ai nevoie să-ți construiască o companie, cum e Argo, o astfel de aplicație. Fie că vorbim de o aplicație de digitalizare cu timecode sau, nu știu, implementarea unui ERP, cum sunt soluțiile de la Microsoft. Și aici discuția este foarte, foarte clară. În primul rând trebuie făcută o fază inițială de discovery, foarte importantă, în care ambele părți să înțeleagă, da, care sunt cerințele, obiectivele și funcționalitățile necesare. Și iarăși după acea fază de discovery foarte, foarte importantă este analiza de business, care trebuie făcută cu mare atenție și care trebuie prioritizată în fața unor obiective de genul vreau de la început să știu cât mă costă, hai să nu facem analiza. Nu, e foarte important să facem analiza la început, pentru că și eu dacă vin să te rog, fă-mi și mie un loc în care să locuiesc, știi? Ce o să-mi faci? Un apartament, o casă, o vilă, un castel, știi? Și atunci e foarte important să definim așteptările astea încă de la început, pentru ca obiectivele acelea să fie și îndeplinite. Vă mulțumesc foarte mult, Alex, Ioan Iacob, Ștefan Rabie de la Agranda. Vă mulțumesc pentru discuție, pentru detalii, pentru această incursiune puțin în prezent sau în viitor, cum vrem să spunem.